că Partidul Național Liberal pregătește o moțiune de cenzură. Care este stadiul acestui demers? Moțiunea de cenzură e scrisă de mult. Singura problemă este să găsim un moment în care să putem maximiza numărul de voturi pe care le obținem din partea unor parlamentari din coaliția majoritară. Astăzi, coaliția PSD-ALDE și UDMR, și UDMR-ul până astăzi a sprijinit guvernul în aproape toate proiectele, să nu mai zic că niciodată nu a votat împotriva guvernului la vreo moțiune simplă sau la vreo moțiune de cenzură. Deci coaliția de astăzi, care sprijină guvernul, e coaliția PSD-ALDE-UDMR. Opoziția are nevoie de 67 de voturi, în plus față de numărul de parlamentare pe care îi avem. Ca atare, decizia de a depune o moțiune de cenzură este o decizie care trebuie cumpănită bine, după discuții, evaluând diferitele situații, fructificând eventualele oportunități. Moțiunea de cenzură trecută, pentru care am și fost criticat că n-a ieșit, ca și cum aș avea eu vreo vină că Partidul Național Liberal are o reprezentare parlamentară de doar 20%. Moțiunea de cenzură trecută a fost depusă într-un moment bine ales, pentru că între depunerea moțiunii și momentul în care a fost dezbătută și votată moțiunea, Dragnea a fost condamnat de instanța de fond, lucru care a dezechilibrat PSD și coaliția guvernamentală. Practic, nu am reușit în demersul respectiv, în mare parte, și datorită faptului că în ziua respectivă UDMR a anunțat că nu participă la moțiune. Deci spuneți că, de fapt, aici ar fi fost... I-a făcut un serviciu imens, pentru că în momentul respectiv orice parlamentar PSD care vrea să voteze moțiunea, într-un fel a înțeles că nu se adună voturile necesare și n-a mai riscat o posibilă sancționare votând împotriva guvernului. Și acum când aveți de gând să depuneți această moțiune? Sigur, trebuie depusă până la sfârșitul sesiunii parlamentare, probabil 10, 11, 12, cam în perioada aia. Decembrie, înțeleg. Da, decembrie, oricum după Sărbătoarea Națională. S-au purtat discuții, dumneavoastră personal, ați purtat discuții și cu alte partide de opoziție și mă refer aici la USR, la PMP, la Pro-România, de ce nu? Formațiunea lui Victor Ponta. În privința partenerilor din opoziție nu există niciun fel de problemă legată de... Inclusiv Pro-România? Susținerea, da, legată de susținerea și introducerea și susținerea moțiunii de cenzură. Problema, v-am spus, este de a reuși să obținem votul din zona majorității guvernamentale. Pentru că, poate spun, e o nemulțumire profundă și în PSD și în ALDE, e o tendință de rupere de PSD. De asemenea, sunt convins că și parlamentarii UDMR nu sunt foarte fericiți de faptul că trebuie să sprijine un guvern care face rău inclusiv cetățenilor români de etnie maghiară. Dar ați încercat să purtați discuții cu nemulțumiții din PSD? Un dialog permanent. Noi avem o echipă care este implicată în negocieri, în care sunt grupuri care sunt pe legătura cu fiecare formațiune, cu fiecare grup parlamentar. Dacă știți cum e... Care este feedback-ul? Mă mărturisesc că astăzi, dacă s-ar depune moțiunea de cenzură, nu cred că s-ar obține foarte multe voturi în afara voturilor opoziției. Dar revin cu Victor Ponta, ați discutat despre cum va vota Pro-România. Aș vrea să îi puneți întrebări domnului Ponta, nu să mă întrebați dar pe mine, că nu sunt purtător de cuvânt. Nu, dar cu nu el? Sunt purtătorul lui de cuvânt. Eu am convingerea că parlamentarii independenți, care au plecat cei mai mulți din PSD, n-au plecat din PSD ca să sprijine în continuare guvernul lui Dragnea. Vor vota împotriva guvernului. Ce șanse îi dați acestei moțiuni? Nu mă pune să fac evaluări, noi continuăm discuțiile. La cum arată situația? Încercăm până în ultimul moment să convingem oamenii să voteze așa cum e normal, pentru că eu consider că e o datorie patriotică față de țară să voteze împotriva acestui guvern și împotriva sistemului de putere total viciat și antidemocratic pe care îl conduce Dragnea. Pentru că noi nu avem guvern, de exemplu. Noi avem niște marionete care execută niște comenzi, în timp ce puterea executivă nu este deținută formal de membrii guvernului, ci este deținută de un grup mic de oameni care impun toată agenda și toate deciziile guvernului.
La fel e și în Parlament. Practic, nu poți să zici că avem o democrație parlamentară în care să hotărească grupurile parlamentare, PSD, ALDE, care să fie poziționarea față de un proiect de lege sau cum să arate un proiect de lege inițiat într-un domeniu sau altul, ci pur și simplu sunt niște executanți. De altfel, Dragnea s-a substituit de mai multe ori Parlamentului, inclusiv în relații internaționale. El și cu Tăriceanu și-au permis să trimită o scrisoare, nu una, mai multe epistole, în numele Parlamentului, fără să aibă în spate o hotărâre a Parlamentului. Pur și simplu, s-au substituit Parlamentul ei ca și președinți, fără să aibă niciun fel de drept legal. Asta e marea problemă a României, că noi nu avem o democrație cu niște instituții puternice care să funcționeze, în care deținătorii de portofolii și de funcții să acționeze în conformitate cu legea și în baza unui program de guvernare. Că programul de guvernare este obligația pe care o are guvernul față de Parlament, că altfel nu s-ar mai fi prezentat cu program de guvernare în Parlament. Niște marionete care execută ordine. Ordine despre care de multe ori nici nu știm, aflăm așa, întâmplător. Dar care este soluția Partidului Național Liberal? Soluția este jos acest guvern. Nu putem da jos acest guvern decât prin moțiune de cenzură. Vom depune moțiune de cenzură. Și vom ce încerca, schimbări aveți? Vom încerca să convingem cât mai mulți parlamentari să voteze această moțiune de cenzură. Asta e ceea ce poate face opoziția. Ce schimbări veți propune? Schimbări la ce? La actualul aparat guvernamental. Deci vreți să dați jos guvernul. Păi okay. Dacă depunem moțiune de cenzură, dăm jos guvernul în ansamblu său. Când au venit cu remaniera, am spus că au greșit. Remaniera trebuia să înceapă cu premierul, că el e peștele de la cap, să-mi putea. Asta, adică ați venit cu niște variante. Ați venit cu niște variante. La moțiunea trecută mi-am des că ați venit cu niște variante. Dumneavoastră erați propunerea. Deci, eu am spus că Partidul Național Liberal este pregătit în orice moment să-și asume răspunderea guvernării, în cazul în care se poate crea o majoritate parlamentară în jurul PNL. În cazul în care trece o moțiune de cenzură, sigur că se vor aplica procedurile constituționale, se fac consultările la președinție și urmează să rezultă o formulă de guvernare în funcție de ce majoritate se poate degaja în jurul unei candidaturi. Deci tot atunci am spus, e pregătit să preia tot atunci am spus că preferăm anticipatele, măsura în care este posibil să ajungem la anticipate, pentru că de fiecare dată când au loc mutații atât de profunde în opțiunile politice ale cetățenilor, cum sunt mutațiile la 2 ani de zile de, comparativ cu alegerile din decembrie 2016, este bine să te întorci la popor, ca poporul să își delege reprezentanții care să exprime fidel în ponderile de la nivelul Parlamentului voința actuală a cetățenilor. Dacă e posibil să ajungem la anticipate, asta este evident dorința noastră, e cea mai democratică dorință. De deznodământul ulterior unei moțiuni de cenzură care se ducă la căderea guvernului, orice soluție e mai bună decât acest guvern și decât sistemul de putere Dragnea.